Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Să descoperăm în fiecare zi ceva nou despre Cluj. Am aflat zilele trecute că există clujeni nervoși. Nebunie, ceea ce n-aș fi crezut niciodată. Am avut știre cu un clujan nervos, mă rog. Acum este anarhie în Cluj. De fapt, nu chiar, este cum se face. La rubrica adevărată, cum se face. Un clujan a vopsit trotuarul din fața blocului și și-a făcut singur parcare, fără plată. Bună idee. Deci, practic, da, a tras două linii albe, problema rezolvată. E modelul Udrea Cocoș. Udrea Cocoș a făcut așa în tot Bucureștiul. Așa e, dar era cu dungi albastre. Nu, ai greșit. Am greșit? Erau dungi albe. Albe erau? Domnul Nicușor Dan a pus dungi albastre. Fiind vorba de Cluj, o fi Boc, că era prieten cu cuplul care a făcut parcări la București în perioada respectivă. La mine la bloc, da, un domn polițist vecin și-a făcut loc de parcare în felul ăsta cu 20 de ani. Și tu ce păzești? Că înțeleg că era polițist, n-auzi? Omul era polițist, era un om foarte cum se cade. Da. Și într-o dimineață am găsit, avea blocul un gărduleț și a pus un dăla cu nu parcați la legat cu sârmă și a tras două dungi albe stânga-dreapta. Și n-a mai parcat nimeni. Atenție! La acel bloc nu exista niciun loc de parcare. Deci nu exista niciun loc de parcare. Deci el va aduce civilizația, practic. Da, el a avut primul loc de parcare. Dar ce a fost vizionar. Acolo întotdeauna a fost aglomerat și era bătaie. Și acolo era liber. Bă, oamenii lăsau locul ăla liber. Păi, eu eram fascinat. Din respect. Și odată, neavând încotro, am parcat acolo. Bineînțeles că mi-a ridicat ștergătoarele, nu știu ce. Și a doua zi m-am întâlnit cu el și am zis, zic, nu vă spărați pe mine. Nu vă spărați de norocitule. Înțeles că v-ați făcut un loc de parcare aici. Zic, da, hai să fim băieți, adică îi păcăliți pe oameni, dar eu dacă locuiesc aici și n-am unde să parchez, nu o să vă las locul liber. Și el, nu știu, și zic, aveți vreo autorizație? Mamă! Și a dat înapoi și a zis, nu, dar și-a luat fata mea permisul și nu prea se descurcă. Și am zis să o ajut că nu reușea să parcheze când venea acasă. Vă rog să mă înțelegeți ca părinte. A dat-o frumos. A devenit polițistul bun. Acu câți ani se întâmplă asta? 20? 15, 20, nu știu, că stăteam dincolo. Deci vizionar. Da. Da. Foarte și bun. Clujeanul nostru, să știți că s-a făcut reclamații la poliție acolo, vecinii l-au părit la poliție, alt vecin a cerut primăriei să pună stâlpișori, să faceți ceva, domnul Boc, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a luat nicio măsură. Domnul Mihaiu în București, clujeni, nu cereți așa ceva. Domnul Mihaiu e primarul sectorului 2. El știe că el a votat la sectorul 2. Ce se întâmplă? El a votat, da, aflat după 2 ani, cum îți iau pe primar. Sunt diverse zone pe stradă care sunt hașurate cu alb. Așa. Acolo n-ai văzut. Unele explicabile, altele total random, adică nu înțeleg care e sensul lor. Și domnul Mihaiu a făcut ceva, o fentă nouă, le-a înconjurat cu stâlpișori galbeni. Da. Mă, și e ceva de viserele, adică sunt niște insule de-astea pe stradă, unde e un spațiu hașurat înconjurat de stâlpișori de metru în metru. Care e sensul spațiului? Adică... Păi acolo dacă spun, se oprește autovehiculul acolo, e loc de piua. Încurcă circulația, asta este problema. Am înțeles, dar care mai este sensul? Adică sunt unele dintre aceste spații hașurate, sunt ample. Avea cineva stâlpișori? Adică au suprafețe importante. Avea cineva stâlpișori și trebuia să-i monteze undeva. Unde să-i monteze? Că pe borduri s-au montat. Și sunt oricum niște stâlpișori tip popic. Da. De plastic, trei sferturi sunt rupți. Adică că au mai făcut și ei o separare a sensurilor în apropierea semaforului. Deci când ajungi aproape de semafor, vin 10-12 stâlpișori. Da. Ăștia stâlpișorii de plastic sunt noile panseluțe. Ele trebuie înlocuite permanent. Cred că adică ei, stâlpișorii, trebuie înlocuiți permanent. Dacă puneau unii, cum a pus Halaicu, el a importat modelul cu stâlpișori. Ăla pune niște stâlpișori de fier forjat. Ne rezrupești mașina în două. Ori faci o treabă. Acolo singura întreținere posibilă era vopsirea. Dar în rest, ăia țineau și acum mai vezi prin oraș. Un pic strâmbe așa, dar nu se dau duși deloc. Astea cu stâlpișorii de plastic, aici... Se poate face treabă. Practic ei țin un sezon. La fel ca panseluța. Cine să-ți dea să-i numere? Trebuie locuiți tot timpul. Trebuie puși ca lumea, zic eu. Zici? Ai văzut că doamna Gabi a pus gardă la serios ca să delimiteze tramvaiul, linia de tramvai de carosabil. Ăla e cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Bucureștiului în ultimii ani, mulți. Gardul ăla de tramvai. Da. Da. Și se vopsește ăla sau? Nu contează. Important e că vedem anul ăsta. Măcar tramvaile. Asta se vopsește tot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.